Încă un deces cauzat de noul coronavirus în Republica Moldova. Este vorba despre o femeie de 79 de ani care activa în calitate de medic în cadrul Institutului de Medicină Urgentă Prespitalicească. Potrivit ministrului Sănătății Viorica Dumbrăveanu, femeia mai suferea de alte boli cronice. Aceasta a fost internată în spital pe data de 19 martie, iar la data de 24 martie a fost transferată de la Spitalul Toma Ciorbă la Spitalul Clinic Republican din cauza agravării stării de sănătate. Cu regret, astăzi a decedat încă o pacientă, dar cu regret este vorba despre o persoană care vine din sistemul de asistență medicală urgentă prespitalicească. Este vorba despre o doamnă care și-a dedicat viața sistemului medical, o doamnă care a activat foarte mulți ani în asistența medicală. Vârsta aceasta este de 79 de ani, a fost internată la spital pe data de 19 martie. Pe data de 24 martie a fost transferată de la Spitalul Toma Ciorbă la Spitalul Clinic Republican din cauza agravării stării de sănătate, condiționat de mai multe probleme pe care le are, inclusiv diabetul zaharat, insuficiența cardiacă de care suferă de mai mult timp. Și pe această cale vreau să-mi exprim condoleanțe familiei, dar vreau să-mi exprim recunoștința pentru faptul, nu doar că a fost pe prima linie, dar pentru faptul că ea este eroul sistemului de sănătate prin dedicația pe care a realizat-o și prin faptul că până în ultimul moment a fost cea care a salvat vieți și a contribuit, de fapt, la îmbunătățirea sistemului de sănătate. Este greu de fiecare dată să vorbești despre cazurile de deces, dar vreau să vin cu un apel către fiecare dintre noi. Astăzi, Republica Moldova se confruntă cu o provocare care nu a depins de nimeni dintre noi, cu o provocare mondială, precum este coronavirusul de tip nou. Dar ceea ce depinde de fiecare dintre noi este care vor fi efectele acestei infecții pentru mine, pentru familie, pentru societate și pentru Republica Moldova în general. De fiecare din noi depinde cât de protejați vom fi. De fiecare din noi depinde cât de protectoare vor fi familiile și mediul de acasă. Și de fiecare din noi depinde cât de repede vom depăși această dificultate, de responsabilitatea fiecăruia dintre noi. De aceea vin în mod repetat cu un apel. Stimați concetățeni, ascultați de sfaturile care vă sunt date de către medici. Contribuiți activ la protejarea eroilor zilei de ieri, dar și de astăzi, și anume a lucrătorilor din sistemul medical. Săptămâna viitoare avem o săptămână care va genera, sper eu, o situație de scădere a efectelor negative ale COVID-19. Este o săptămână de odihnă care a fost declarată de către Comisia Situației Excepționale. Este acea măsură proactivă cu care se vine pentru ca fiecare dintre noi să contribuie la diminuarea epidemiei pe teritoriul Republicii Moldova. Solicit și cer fiecăruia în parte, stați acasă, abțineți-vă de la călătorii și de la vizitele pe care urmează să le efectuați, în mod special la părinți sau alte persoane care sunt din grupurile de risc. Dar să conștientizăm că epidemia ia amploare și că ea poate fi combătută doar prin responsabilitatea fiecăruia dintre noi. În aceste condiții, vreau foarte mult să contribuim pentru protejarea sistemului medical, după cum menționez de fiecare dată, prin acțiunile concrete de responsabilitate. Protejați medicii, protejați poliția,
Protejați-vă pe dumneavoastră și pe cei dragi dumneavoastră.